Zic eu, mai am de registrat 38 de minute. Azi în câte a crescut? 5? 5, ne aflăm pe data de 5 septembrie 2014. Sunt cu fratele Cristi la pescuit la oblete cu musculții artificiale. Sponsorul emisiunii de astăzi este firma Terra Rent-A-Car cu site-ul terrarentacar.ro, firmă de închiriere de mașini. Și să văd care sunt ele mâncate. E seara, mă. Zi de toamnă. Ce e prost, mă, cică, să mai murdăresc mușchiul din asta. Ia să dau mai jos puțin. Dau mai jos puțin. Vedeam în seara. Hai? Pleacă cineva. Băi, unul singur am luat aici. După ce am plecat eu, iei tu, da? Nu că am dat în loc. Cai la vale să... A sărit unul aici, dar nu-mi plac mizerile astea, mă duc încolo, în jos. Mă duc la zarzări, băi. Învârte apa ce îngura canalul ăsta și urdă tot. Cum îi place lui ăsta muscat jucat? Vreau. Răznită pe apă. Uite, să-i cadă lui pe apă. A? Cu ce? Da, mă, ăla. Aia dar e ăla, nu merge din altă. Ăsta are alt regim aici. Nu e ca al tău. Am nu vrea mai în viteză. Că
Dumnezeu cum le atacă mai în viteză așa. Bă, acolo tot mai luam aici noi. Ia să vedem, ori mai repede, ori mai aici. Urât rău, bă, vadul ăsta aici. Zici că sunt blestemați, bă, mai dau o mână. Bă, am 5 ture, mă, până aici. De 5 ori am venit. Bă, păi cât pierd eu timp aici, luam și eu, bă, de prăjeală, lasă-mă, bă, cu ăștia. Mă trimeți aici unde nu trage, bă. Aoleu, ce mai mă fac eu, mă, cu soldații ăștia? Hai, te trimit unde nu trage, unde nu trage pește. Cum merge treaba? Și la noi de la prost spre foarte prost. Cred că am 12 obleți de 3 ore. Da, greu de tot. Tras de păr. Mă duc eu la Olt să scopăr leala. Să mă răzbun pe aia de acolo. Pescui pe râul Argeș. Pește la întâmplare. Se ia pește la întâmplare. Nici pisica vă n-o hrănesc, uște. Moare pisica. Mă dă treaba mea. Nu pule la la. Nu vedea ne-a crezut. Face din ce în ce mai fric. Zilele scad. Temperaturile scad. Pești nu se mai hrănesc. Trebuie. Să trăiți. Merge treaba la oblete? A, la biban? S-au luat biban mare ieri aici. Dar agață rău, l-au luat pe curent acolo. Durăm și noi, dăm după niște obleți. Că de-aia am zis, mai bine plec la Olt decât să mai faci. Ați fost la Olt? Înspre Vâlcea, în sus? Ah, eu plecat un prieten, dar nu. Pe acolo, tot mai se lăuda, se zice, omori eu avatul, bă. El a mai fost de ani de zile. Dar și pescuit pe acolo? Nu trecea.
acestea, clean ceva. Ia uite Cristi unde am dat de-i, băi! Știa în locul ăsta. Aia nu. Uite, bă, abia trag de el. Am fost pe Olt în jos. Caras, plătică mare și șalop. De ce de tot? De tot ăsta. Asta era. A, și bibana, am uitat, că am la vreo 4 kg de bine. Cristi, cam dai în gol, bă, pe acolo. Să încerc unii mai de valie. Am luat niște obleți. Încercăm pe cură. Mănâncă prost de când a fost apile astea. A, uite-l unde atacă Cristi, pe curent aici, bă. Vino la rechini încoa. Am luat doi. 2 în 5 minute, acolo am luat 6 în 2 ori. Asta e ora lor, aici ne jucăm în seara asta. Le las așa să le ducă curentul. Ia uite bă ce a dat ăsta, ia mamă cum face vârful. Frate, vino cu a. Ia uite Cristi ce aici. Asta cred că e babușcă, bă. Hai de unde să știu. Ori are 2 ani ăsta de bătrâneț. 2 odată, nu se poate, bă. Vino Cristi în casă să vezi unde e cai. Nu e luat așa la mișto. Ia uite, atacă musca, hai de. Atacă musca, bă. Nu dați la musculițe artificiale? N-ați dat niciodată? Dar ați văzut filme din astea cu pescuit la muși artificiale? Ați văzut pe YouTube filme cu pescuit la muși artificiale? Am eu un site de pescuit și un canal video cu filme de pescuit. Eu leg muște de astea de pescuit și învăț pescarii să pescuiască la musculiță.
numele meu este Ivan Gabriel și dacă scrieți Ivan Gabriel pe YouTube, pe Squid, așa, la Mușa Artificială, apar filmele. Am 1515. La Scrumbii, la Bibani. Și acum sunt într-o filmare. Ca să le arăt actualitățile aici, pe teren. Da. Da, mai trebuie pe la Nea Costel, mai duc niște mușchi. A, uite, Cristi ce-a dat ăsta în musc. Pe ploaie acolo, tomă. Dă-mi și iarna, dă-mi și iarna, e frumos, trage și alăudor. Luam 12 kg, nu? Dar numai noapte. Și când se răcește de tot ziua. Dar trebuie să vă învăț toate secretele, că contează. De exemplu, pentru iarnă, eu firul ăsta l-am folosit. O să iau un 0.12 sau un 0.14 nanofield, în cauza că ăsta e... Păi nu, și eu fac linii de vânzare. De ideea e că la fiecare trebuie ceva. La șalău ceva, la biban ceva. Al montaj. Altă montură. De distracție dăm și noi. Am luat 30 de kg de biban în 6 ore. La Străjești, pe urmă. Bățul dur, fir textil, plumb cu musculițe și se rezistă. Atacă musca. Au, ce-a dat jos. Cristaj, vină cu asta, ce frumos ai pe ploaie ăsta la muscă. Hai bă, ieși din stufărișurile de acolo. Vino aici la cai să te mă lăsa pe mine. Scăpată. Ia uite-l cum a dat în ea. Fii atent cum se luptă cu musca pe curent. Dacă nu mă crezi, ți-are film. Dacă vrei să mai aveți șansă la o blet, poți-ți în gura canalului, că acolo sunt toți păcurile. Că aici stau departe, nu prea. Dacă aveți pe lui mai mic cu vierbe, luați o blet. Da, să nu mai... Dacă nu vă învățăm la musca, uitați, unul după altul. Problema e la muscă că trebuie să luați pauză, că nu mai scăpați de ăștia, mâncă toată ziua. Nu mai aveți grijă a momelii, știți? Ăsta e arsist, unul din marele secrete. Noi suntem cu înșelatul peștii. Să înșelăm noi. Să înșală alții, nu? Acum crede fiecare.
Hai, Cristi, să vezi cum se prind obleții la muscă, vină cu aia. Vino la cai aici, că văd că nu mai scoți nimic după acolo în frunze. Sau pleci când trag ăștia mari. Ia uite, bă, vânează și mai aproape. Pe la jumate pe aici. Hai cu găleata aia să umple, vino cu... Vino, bă, că trage și mai aproape aici, e bele. Hai încă. Vino încoace. Mă, nu mă spăci pe mine. Mă las singur să mă lupt cu ăștia. Vreau să-i dau o dată pe curent cu... Să vedem cum e treaba. Nu ți-a mai tras? Ia uite aici, uite cum se luptă pe curent, ia uite cum face cu musca pe curent, băi. Vine, bă, încoa. Am avut două atacuri beton. Acum a început să mănânci. O zisă și tu. Acum mănâncă mai bine. Îi mai dau o dată pe curent. Mai muncim, mai că îl căutăm. Mai muncim și îl căutăm. A, uite-l pe băiatul cum vine. De seara, așa, nu? Tot e la curent, e la curent.
că dată în curenții cei mai mari. Și apoi tras așa. E, acolo. Mamă, Cristi, ce să luptă ăștia cu ele. Așa, da, capturi. Puțin viteza de recuperare și pac! Ataca găgiul. Sponsorul emisiunii de astăzi este firma Terra Rent-a Car, site-ul terrarentacar.ro. Firma de închiriere de mașini din Pitești. Ce sare asta! Oadă! Slujbi ca pe recuperare. Iau alea că e impresia că fuge de așa. Nu e tare locat. După cum zicea și prietenul, în seara trage mai bine. Da, da. Hai încoa, Cristi, că văd că n-ai scos nimic, bă. Că mă uie. Când o ia, mă. Am unii pe curent de vale, vrea să mai păcălesc ăsta. Sări lungi. Foarte lungi. Mamă, ce mișto dă-n ea!